Bine v-am găsit, suntem la dosar de politician. Cum ar fi peste câteva zile să o vedeți pe șefa DNA, doamna Laura Căluța Chioveși, și cântând această melodie, această manea la Chilian Port? Cine știe ce ne rezervă viitorul? Îi spun bună seara domnului Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor. Bună seara! Bună seara! Și domnului Mirel Curea, evenimentul zilei. Mulțumesc pentru prezență. Bună seara! Ce zi interesantă, domnule Cristoiu, se scrie istoria astăzi, pentru că domnul general Florian Coldea, prietenul doamnei Chioveși, a ieșit oficial din funcție astăzi după un scandal de 3-4 săptămâni care ține prima pagină a ziarelor. Haideți să începem cu asta și după aceea să analizăm ieșirile doamnei Chioveși, pentru că astăzi doamna Chioveși, în disperare de cauză, a făcut un tur de forță în diferite zone ca să explice că nu a avut nicio legătură cu Sebastian Ghiță, deși indirect, pusă fiind în fața evidenței, a recunoscut că s-a întâlnit cu Sebastian Ghiță și cine știe, poate chiar a cântat această manea frumoasă pe care am ascultat-o la Chilian Port. Nu, în primul rând, nu e manea. Dar este un cântec lăutăresc vechi. Și ce ascultam... Nu ne pricepe, colegii au făcut eu, acest pe montaj. O ascultam, o cânta Nelu Ploieșteanu în Cârciuma și Șarpele Roșu. Și când eram mai tânăr, nu lipseam de pe acolo. Melodia asta a fost modificată de un lăutar ploieștean. Îmi pare tare rău că îmi scapă numele lui acum, un tip foarte simpatic. Tocmai de la Ploiești, lăutarul. De la Ploiești, din oraș cu Ghiță. La cererea lui Sebastian Ghiță, tocmai pentru Laura Codruța Chioveși. Și a și botezat-o la Chilian Port varianta statul de drept. Adică varianta procurorilor. Adică varianta procurorilor. Și în textul ăsta modificat, adaptat, pe de o parte este jalea bandiților prinși de Laura Codruța Chioveși și pe de altă parte este lăudat efortul procurorilor DNA. De a-i băga pe bandiți în pușcărie. De a-i prinde pe bandiți. Deci înțelegeți că este o adaptare a statului de drept la a Mioriței ăla care este la Chilian Port. Este un fel de Mioriță aici în care oamenii apropiați s-au vândut unii pe alții. Domnul Coldea a fost albit astăzi sau ce s-a întâmplat cu el? Pentru că avem un comunicat oficial al SRI, da, în care se spune că domnul Coldea nu se face vinovat de nimic, dar totuși a ales să se retragă. Nu, eu mi-am intitulat editorialul din evenimentul zilei, cel mai spectaculos eveniment al ultimului timp, prăbușirea lui Florian Coldea. E foarte importantă nuanța, este vorba de o prăbușire. De ce? În primul rând să începem cu domnul Iohannis. Totuși, a semnat decretul de trecere în, trecere în rezervă, ceea ce înseamnă ieșirea și din SRI, transformarea domnului Coldea ca orice securist, sunteți de acord? Adică un... Ofițer de informații. Păi nu, 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 păi nu, 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 de aceeași condiție, în sensul că nu mai activează, gata, s-a terminat. Păi nu, e foarte important, că una era dacă rămânea în SRI și una este dacă este acum el pensionar. Pe el unde acum... să rămână? Ce consilier? Nu, a eu directorul? Spun, ce nu, să spun ca prăbușire, da? Da. Normal era, și uite că am ajuns eu să fiu scriitor, ca domnul Klaus Iohannis, după ce a anunțat că a semnat decretele, să spună măcar de complezență două, trei vorbe bune. Sunteți de acord? Nu știu, din alea, de complezență. Mulțumim! Mulțumim activității! Mai ales bla, că bla, domnul bla, Klaus Iohannis, și asta voi susține până la moarte, este produsul complotului organizat de Coldea. Bun. Aici avem de a face cu o înțelegere între Iohannis, președintele României, și Coldea, pentru ieșirea lui cum să spun eu, frumoasă din SRI. Păi dar n-a ieșit frumos. Încă o dată. Domnul Cristoiu, alții au făcut pușcărie. Eu discut aici despre punerea sub acuzare a generalului Florian Coldea. Stați. Omul... Răbdare. Păi răbdare că ce? Păi domnule, păi în primul rând, dumneavoastră, totuși avem de-a face cu un general, da? Nu sunteți general, da? Păi una este, iertați-mă, una este ca mareșalul Antonescu să fie executat. Și a fost executat și a intrat în istorie și una că este ca mareșalul Antonescu să fie intrat în istorie ca luat mită de la Malaxa. Deci, domnul, păi marea problemă a domnului Coldea, aici nu pot să-mi dau seama, și aici a fost lucrat genial, este faptul că comunicatul acela nu desminte. Domnul, deci noi avem, încă o dată am scris, acuzați... Nu desminte ce? Păi acuzațiile aduse de domnul, de Sebastian Ghiță, că
i-a plătit excursia din Seychelles, da? Este o acuzație. Falsă poate, dar normal era ca SRI să-mi spună că a verificat, auziți, că informațiile din mass media din ultima perioadă. Deci, încă o dată, ori domnul Coldea n-a înțeles, ori domnul Helbig n-a înțeles, sau Helbig l-a lucrat genial. Pentru că omul ăsta, nu știu, dacă ai o minimă onoare, sergent major, dacă ești, nu poți să pleci după 12 ani în care opinia publică, cum spun eu, adevărata comisie de verificare. În democrație, cu opinia publică. Ăla a venit și a zis la televizor, ai fost cu mine în Seychelles și te-am plătit, da. Păi și tu ce vine o comisie și spune, din am constatat, nu spune că a constatat că n-a fost. Am constatat că n-a încălcat cu edice. Păi și eu rămân în continuare opinie publică, bă, ăla chiar a fost. Deci, după părerea mea, ori este, unu, eu în locul generalului Coldea, ori băteam pe Helvic, vorbesc serios și zic, nu te mai măceam și spuneam, alo, domnule, faci mișto de mine, de pe 12 ianuarie ți-am depus, ca să înțelegeți, că băieți sunt buni. Asta e o informație, din 12 ianuarie, el a depus documentele. Păi, dar a spus Ghiță că sunt false. Păi nu, susține Ghiță. Păi, sta dacă le dădea pe 12. Sunteți de acord? Ghiță nu mai putea să spună aseară. Domnul Cristoiu, și-a plătit Florian Coldea vacanțele sau le-a plătit Ghiță? Nu știu, domnul, eu spun în sensul următor. Că dar ce înțelege din încă o dată, asta? Comunicatul SRI din 12 ianuarie trebuia să sune așa. Orică a plătit, orică n-a plătit, că asta era disputa. După asta, analiza ce a zis cu autostrada, da? Gândiți-vă că din 12 ianuarie, nu că e o apărare, că eu nu știu. Opinia, comisia de verificare numită opinia publică a fost tocată seară, cu rating de 7, de 6, de 3, de ce vreți, că ăla e un șpăgar. Așa a fost tocată, ca imagine, da? Sunteți de acord? Așa vă. La asta nu se răspunde că comisia a verificat și a constatat că ne-a calculat, se răspunde. Nu e adevărat? Poftiți documentele, da? Pe asta putem înțelege că Florian Coldea va fi anchetat? Dar nu mai e nevoie, că Florian Coldea e terminat ca imagine publică. Domnul Cristoiu, una este imaginea publică, da? Păi poate omul iese la pensie cu 5.000 de euro, așa cum au titrat colegii noștri, și toată povestea asta se mușamalizează. Deci rămâne aici, Mirel Curea, sau continuă? Că el știe că am lucrat împreună la Zigzag. Domnul Iulian Vlad, când a făcut lovitura de stat, așa, i s-a promis că nu. L-a dat pe Ceaușescu, a plecat. Domnului, pe la generalul, cu Stănculescu, prietenul nostru, i s-a promis că nu. Și după aceea cu pușcărie, iar pe Vlad l-au arestat pe 29 ianuarie. Nu, pe decembrie. 4 ani a stat închis generalul Vlad. Și poți să știi, el nu mai are nicio apărare, nu înțelegeți? Dar mai grav, mult mai grav decât atâta. Apar zeci de ofițeri. Asta e. Nenorociți de generalul Coldea și de soția lui. Pentru că ei făcuseră o murișcă foarte interesantă. Interesant, ia să vedem, murișca. El îi trimitea la controlul psihologic, iar generalul nevastă-sa... Colonelul nevastă-sa îi controla din punct de vedere psihologic. Și îi cădea. Îi dădea apți sau inapți. Mai mult decât la controlele, se mai fac și niște teste cu detectorul de minciuni. Deci... Tot ceea ce simțea generalul Coldea, că îl pune pe el în pericol, sau că se apropie cineva, cum este cazul lui Daniel Florea, că se apropie cineva de la contraspionajul intern, cu niște anchete de el însuși și de afacerile lui pe bani foarte mulți. Ai probe pentru lucrurile astea? Sunt acuzații grave? Sunt acuzații foarte grave, sigur că da. Și am tot fost întrebat în ultimele luni dacă am probe. Am suspiciuni rezonabile care se probează rând pe rând. Sunt un ziarist bătrân, am informații bune, oamenii au încredere în mine, mi se confesează și știu că nu-i torn. Astea sunt probele pe care le am eu. Cuvântul meu de ziarist. Bun, deci urmează o continuare în povestea asta. Nu sunt rămâne absolut așa. Convins că va urma cel o continuare. Cel mai influent și mai puternic om din serviciile de informații. Domnul Mănăstire, oameni nenorociți, destine distruse, oameni care s-au pregătit, au făcut un institut de informații, au făcut facultăți, au învățat carte. Cine să-l ancheteze, Mirel Curea, pe generalul Florian Coldea? Cine să-l ancheteze? Procurorul general al României este numit de președintele Iohannis. Un procuror militar care este avansat la excepțional, rapid de tot.
și îl anchetează de-i zboară fulgii. Și cine, asta dă, e problema. Cine îi dă ok-ul pentru asta? La un moment dat, să știți că niște presiuni năpraznice de un anume gen, în momentul în care se atinge o masă critică, mai ales în România, că nu suntem în Sicilia, în momentul în care se atinge o anumită masă critică, în România și ea și maică-ta mâna de pe tine. Dar nu numai asta, domnul Miracule, domnul Mănăstiri. Acum, faptul că Claus Ioanes n-a zis nimic bun, arată că, că dacă, hai să zicem că zicea, da? Nu știu, domnul general, îi mulțumim și urma ancheta, da? Și nu veneam noi ăștia răutăcioși. Până, bă, îi mulțumim, nu știai? Dar nu numai atât, domnul Cristo, eu mă ce vreau să v-ați uitat atent și chiar și în reluare la discursul lui Iohannis. În prima parte a discursului, primele două, trei puneam fraze... Puneam de la moștenire. Și domnul nu mai putea de bucurie să vede că e bucuros, domnule. El e un om căruia îi citești foarte greu trăsăturile, că așa e la ăștia. Dom'le, la el nu putea să-și ascundă satisfacția. E sigur că dacă a fost, l-o fi pus col de apă fotoliu de la Cotroceni. Dar l-a și șantajat de i-au sărit capace. Și a fost foarte satisfăcut. Nu putea să-și ascundă satisfacția. Deci, că pe amândoi, că o mare problemă este că analizăm, da? Trăim istoria, istoria clipei. În direct o trăim. Deci hai să ne lămurim. Un tip numit Sebastian Ghiță, care nu era prieten, era de-al lor, nu știu, operativ, colaborator, oricum era. Era de-al lor. Stați un pic, nu s-a dus domnul Coldea cu mine în Seychelles sau cu Pumea. S-a dus cu el. Înseamnă că sunt fost în Toscana, fost la Cheia. O mică paranteză. Vom putea afla vreodată public dacă Sebastian Ghiță, oficial, a fost sau n-a fost? Nu, că în acel moment se dărâmă tot serie. Și atunci ce facem? Păi nu, stați în elemă. Ce facem? Nu, deci, nu, iertați-mă, ascultați. Domnul Cristoiu, discuția asta este despre adevăr, este despre justiție, despre ce este discuția asta? Că dacă nu mergem până la capăt în dezbaterea asta, că Iohannis a spus astăzi, este bine că discutăm despre serviciile de informații și implicarea lor în societate. E bine că ce? Până când o să discutăm? Care este nivelul unde ne oprim? Sebastian Ghiță, noi știm sigur că este ofițer sau colaborator al SRI, sau ne dăm noi cu părerea la televizor? Că dacă ne putem proba lucrul ăsta... Deci toate dezvăluirile lui Ghiță, și asta spune multe lucruri, au fost pe tema următoare, sunteți de acord? Anume, eu eram prieten cu Codruța Chiovi și care mi-a zis să lucrez pe vântul, da? Da. Eu eram prieten cu Coldea care mi-a zis că... Deci rezultă că el din prietenie a făcut asta. Dacă spunea Ghiță că am avut misiune, pe de o parte chiar îl împușcau, adică chiar îl vânat, că era defector. Nu, omul este plecat, nu, a spus unde să-l împușcă. Nu, domnul, am zis, era defector. Atenție, iertați-mă, vă întrerup o clipă. Dom'le, în primul rând că nu știm că este plecat în sensul de fugit. Poate foarte, foarte bine să fie în țară martor în programul de protecție a martorilor. La ce parchet, Mirel Culea? La ce parchet? Nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Păi, stai. Primul parchet la care m-aș gândi ar fi secția militară a parchetului general, care ar fi putut foarte bine să solicite includerea lui Sebastian Ghiță în programul de protecție a martorilor. Înainte de dezvăluirile astea, după filmulețe? În vederea dezvăluirilor astea. Iertați-mă că v-am întrebat. Nu știu, nu că ne... Se revin. Deci avem de-a face cu cel mai mare fals din istoria României. Noi discutăm despre niște operațiuni de stat, cum a fost destrămarea Imperiului lui Vântu, care a fost o operațiune de stat. Dar nu numai atâta, compromiterea tuturor patronilor de televiziune și de ziare. Nu știu, că ei vor veni și vor spune că era necesară această operațiune, deoarece nu se avea Vântu. Bun, deci... Ea însă este pusă ca explicație numai pe seama prieteniei lui Ghiță cu Chiovici. Chiovici n-a fost prieten, are dreptate, lucrau amândoi în misiuni. De ce nu spune Sebastian Ghiță? Trebuia să spună, pe logica dumneavoastră, în episodul 9, în episodul 1, pentru că el, domne, am fost și sunt ofițer al Serviciului Român de Informații. Păi dacă spune a asta... făcut A, B, C, D. De ce nu poate să spună asta? Nu poate. Numai dacă fugea la ruși. Da. Adică, nu poate să se Dați un pic, că ajungi și la NATO și la ăla, da? Și atunci eu ce să înțeleg? Dacă furi și dacă faci ilegalități în numele unui serviciu de informații, e bine, da? Și dacă nu faci lucrul ăsta în numele unui serviciu de informații, nu e bine și ești arestat.
Asta se înțeleg. Doamne, ești arestat în ambele variante, domnul Mănăstire. Au existat ofițeri de informații sub acoperire. Care... ai serviciului de informații externe. Vă dau două exemple. Benone Ghinea și Răzvan Temeșan. Domne, s-au dus în pușcărie fluierând marseeza. N-au spus că sunt ofițeri sub acoperire. Bun, asta este o informație. Deci toți cei care vă uitați la noi acum și faceți operațiuni pentru serviciile de informații în România, că le faceți acum în timp ce vă uitați la noi, la un moment dat o să puteți face pușcărie dacă... Dar cu ce a greșit Ghiță, domnul Cristoiu? Dar cu ce a greșit Ghiță de să rezumă la literul ăsta? La disocierea. Deci eu iau cele mai clare date în legătură cu vântul. Restul și cu mișmașul cu ăla, cu plagiatul. Deci în care sunt dovezi concrete, nu discut cu agenți, să-i las povești, da? Încă o dată. Și rechizitorul pe care a prezentat și el în evenimentul zilei și toată afacerea vorbește de operațiune a statului. Care stat? Păi nu, stați un pic, nu. Serviciile de informații înseamnă statul român? Păi operează în numele statului nu, român. Nu, stați în dar nu e statul păi român. Nu numai serviciile, să nu puneți... Azi vă spun... Deci, unu, ca să poți să-i blochezi conturile din Cipru, al lui Vântu, au intervenit Codruța, mă luați peste picior, i-au blocat conturile primate. El nu mai avea nevoie de, bani, da? Atunci a venit un Ghiță, da? Ghiță, potrivit jurnalului și denunțului și declarațiilor publice ale Elenei Udrea, a primit 500.000 de euro de la Dorin Cocoș. Da? Și a fost prezentat. Deci e clar că Ghiță a avut misiune. Da? După asta, ei au fost condamnați și Sov și Ilie Ioan, în prima instanță 6 luni și în a doua un an. Deci au fost și judecătorii aranjați, pentru că trebuie să fie... A mers cu o rapiditate uluitoare. Deci undeva a fost o operațiune, ca domnul și la Pistoiu, Popa. De ce Serviciul Român de Informații condus de Helvic? Acum, în momentul, în ceasul al 12-lea, de ce Helvic și SRI nu și asumă această mizerie cu Sebastian Ghiță și această mizerie cu Coldea? Să spună, domnule, în trecut, da, cum a fost despărțirea de securitate a lui Ceaușescu. În trecut s-au întâmplat niște lucruri. Ghiță, Coldea au făcut niște lucruri. Domnule, ne-am despărțit de trecut. Păi de ce nu fac lucrurile astea? Să spovedească, domnule, păi CIA-ul să spovedește și povestește... S-a spovedit CIA-ul. Cum să nu? S-a spovedit. CIA-ul în afacerea din 74-75 s-a spovedit. S-a spovedit acum cu Snowden. Păi nu. A venit comisia senatorială. Comisia. S-a spovedit, s-a făcut raportul. Păi nu, păi de aici vine. Și cine este șeful comisiei SRI? Nu știu, unul care n-a nicio treabă. Unul Țuțuianu, de la Dâmbovița. Păi ăla e căptușit de dosare, de probleme. Nu e de căptușit, numai asta. Nu se pricepe. Vine de ajuns să se ducă la... Deci, domnul, apropo... Nu am lămurit-o. Deci operațiunea asta cu Coldea de astăzi este albirea lui Coldea sau este de fapt deschiderea unor investigații judiciare, unor dosare penale să lămurească pentru români niște lucruri, domnul Cristoiu. E căderea lui Ceaușescu. Îi se pune pe seama lui operațiuni demente care nu erau, ele erau ordonate în contact. Păi să iasă generalul Franco, să spune, domnule, n-am acționat de capul meu, am făcut pentru țară, pentru servicii, l-am creat pe Ghiță, l-am folosit, ne-a dat bani, am făcut operațiuni speciale. Dar dumneavoastră știți că operațiunea Popa a fost făcută de SRI. Domnul Cristoiu, a fost făcută de SRI. Se îngroapă aici sau urmează o continuare? Nu, asta mă interesează. Păi continuarea depinde de Parlament deci și de noi. Dar n-am nicio îndoială. Nu. Mirel Curea. Mușamalizează în sensul de a dezvolui... Omul își mănâncă pensia, ca asta ne interesează pe oameni. Domnule, nu mai înțelege nimeni nimic, acol de a ieșit, ce se întâmplă după? Sunt convins că lucrurile nu se vor opri aici. Cum să vă spun, Serviciul Român de Informații are impresia că a scăpat, că a aruncat gunoiul. Asta este și senzația mea. Domnule, totul încârcă la col. Noi suntem curați. În momentul de față, ce îl așteaptă pe Coldea sunt nenorocirile însumate ale oamenilor nenorociți de el. Pe omul ăsta suntem în România, atenție, nu suntem în Sicilia. Pe omul ăsta nu-l va mai cunoaște nici maică-sa. Pe omul ăsta nu-l va mai cunoaște nimeni. Înseamnă că a făcut nenorociri pe logica asta. Imens. Nu contează, că ne-ai căzut. Imens. Imens. Pe le-a făcut în numele lui sau în numele statului și a serviciului pe care l-a condus? Să explice în fața unui tribunal militar. Să-i explice în fața procurorului militar și în fața unui tribunal militar.
pentru că le-a făcut în calitate de militar. Mirel Curea, domnule Cristoiu, aici este o logică. Așa cum a spus și noastră în cazul, lui Vântu, da? Cine a făcut astea? Statul român prin instituții sau niște oameni în numele statului român? Niște e o nuanță foarte importantă. Oamenii ăștia au folosit instituția să-și rezolve chestii personale sau le-a făcut chiar în interesul statului român? Că toată lumea spunea, domnule, Vântul acaparează statul. Vântul a ieșit. Domnule, întăriți-vă statul. L-au întărit, l-au băgat la pușcărie. Eu vă să vă spun în măsura în care eu văd, înțeleg lucrurile astea. Bă, instituțiile astea ale statului sunt niște cochii livide, domne, pe care le umpli cu niște oameni. Atunci când în cochilile astea vide, în fruntea lor, domne, ajung niște personaje care au niște probleme, domne, foarte mari, fie de ambiție, fie de orgoliu, fie pur și simplu tulburări psihice serioase de tot. Ăștia că aparează puterea nu în stat. Pune în acum dumneavoastră să întrebați, domnule, acționat în numele statului, domne, la asta spune domnul Cristoiu, că Ghiță, de felul lui, mergea în concedii cu Coldea, nu se reprezenta pe el. Mergeau oamenii ca și colegii de muncă. Unii se duc la Poiana Brașov, alții se duc în Seychelles. Nu? În insule, la Toscana, fiecare după pungă. Dați vă dau un exemplu. Deci, 1 februarie, vizita la cheie. Eu am, azi noaptea în studiu, cum am pierdut timpul cu asta. A stat toată noaptea să... Da, nu, și am zis, o să public. E foarte interesant. Deci, în primul rând, că Elena Udrea nu are dreptate. Au fost după... E foarte fascinantă. Deci, vă reamintesc așa, pe 30 ianuarie, Elena Udrea depune un denunț la DNA, despre care Coldea a aflat în 5 minute, conținutul. Dar s-a dus, s-a dat interviu la tot nu, adică ascult, cred că îl urmărea în direct. Lăsați-mă să dovedesc, lăsați un pic. A depune un denunț și foarte multe lucruri de denunț le spune în interviul de la Hot News. Deci dimineața, atenție, depune denunțul, după amiază, suntem vineri, da? Vineri. Da, le spune vineri, la Hot News. Potrivit tuturor știrilor din epocă, pe care pot să le am aici, domnul Georgian Pop declară duminică 1 februarie că sâmbătă, deci suntem 31 ianuarie, atenție, da? L-a sunat pe directorul interimar care era cine? Florian Coldea, că demisionase. Atenție. Și i-a spus că vor face o comisie de anchetă. Nu. Ce comisie? Trebuie să luăm o scurtă pauză comercială. Asta nu, e. Nu, după publicitate o să prezentăm. După publicitate o să discutăm despre doamna Chioveși, că spuneam că a încercat să se apere astăzi, dar i-a avut mai multe ieșiri publice. Și doamna Chioveși, da, a prezentat factura lui Sebastian Ghiță, da, și o să vedeți niște amănunte. Doamna Chioveși nu recunoaște numărul de înregistrare a unei companii. Îl confundă, da, cu... Îl confundă cu numărul de înregistrare la Camera de Comerț. E o întreagă nebunie. La da? Registru. Revenim după o scurtă pauză comercială. Da, o melodie, da, la Kilian Port, dragă doamnei Chioveși. O să vedeți, cine știe, mâine, poimine, poate vineri, poate în altă zi, pe doamna Chioveși interpretând această melodie, care spune Mirel Curea, nu este o manea, este o melodie lăutărească, serioasă. De la Ploiești, serioasă, veche. Adaptată la adaptată condițiilor a ceea ce s-a întâmplat în România în ultimii ani. Pe ce s-a întâmplat în România în ultimii ani? Da, numai jumătate, câteva secunde, nu că sunt eu pisor. Păi să vă explic încă o dată cu 1 februarie ca să înțelegeți de ce nu poate să spune Colt de adevărul. De ce nu poate să spună? Păi nu, despre 1 februarie, despre vizita la cheia. Da. Deci, doamnă, încă o dată, deci Georgian Pop anunță sâmbătă, 31, când 1 februarie e loc, nu-i așa? Anunță sâmbătă că se constituie o comisie parlamentară și că Coldea, care era director deja interimar, atenție, se constituie o comisie la SRI, s-a constituit deja de verificarea lui. Ce verifica aici? Nici Ghiță, nici Udrea n-au dreptate. În interviu și în denunț, Udrea spusese, 1. Atenție! Udrea îl dăduse în gât pe Ghiță ca informatorul ei. Mi-a zis Ghiță, mi-a făcut Ghiță, Ghiță mi-a zis că Coldea mă urăște. Ghiță mi-a zis cu banii. În vineri, când el a zis asta, Ghiță a înconjurat toate televiziunile, a făcut o televiziune spunând că n-a luat bani. Nu, dar atenție, da? De la cine? Nu. Ce bani? Udrea a spus, nu, atenție. E foarte importantă ca să vedeți de ce s-a dus Coldea. Udrea a spus că Ghiță, nu, că soțul ei i-a spus că a dus 500.000 la ordinul lui Coldea
lui Ghiță, ceea ce era adevărat. Da? Nu, seara, Ghiță de acum a făcut turul televiziunilor spunând că nu e adevărat. Deci Ghiță era în tabăra elaltă, da? Nu trecuse de partea poporului. Pe 1 februarie, domnul... Luni. Nu, duminică, se, director, că el era director interimar, se duce la cheia de ce? Să stabilească cu Ghiță strategia. Nu înțeleg. Nu ce strategie? Că ce? Păi în primul rând, păi cum, strategia este, băi Ghiță, tu ești nebun de exist la aia? Păi șeful, i-am spus nu, că... Nu, eu vreau să țin legătura cu deci, ea. Deci domnul general Coldea nu poate să spună asta, că încalcă chiar legea. Nu? Dacă... Domnul Cristoiu, Mirencuia, revin obsesiv la întrebarea mea. Eu am o singură obsesie în seara asta, a plecat generalul Coldea foarte bine, o să urmeze și doamna Chioveș și o să cânte la Chilia în port. Ce cântec interesant. Pe mine mă interesează dacă oamenii ăștia vor plăti. Dacă vor fi anchetați și dacă își vor primi răsplata a ceea ce au făcut în România din istoria României, da? Din istoria României, domnul. Îi anchetează cineva sau dezbatem noi aici apa în piuă până ne pichisim? Da. S-a atins o masă critică în măsură să facă inevitabilă anchetarea lor. Ți s-a părut că Iohannis este decis pentru că totul depinde de Iohannis. Faptul că da? N-a zis, nu l-a totul depinde de Iohannis. Dacă oamenii ăștia, Coldea, Chioveși, vor fi anchetați, vor fi verificați, depinde de Iohannis. Comisia parlamentară nu depinde de el. Domnul Cristian, lăsați-mă cu parlamentarii ăștia, sunt niște găini nu fără cap, vai de capul lor. Domnul, nu e vorba, însuși faptul că vine ăla și zice... Au fost niște discuții la constituirea comisiilor pe serviciile de informații care mie îmi indică faptul că nu vor mai fi comisiile pe care... Și crezi că Laura Codusa Covici se va lăsa așa de ușor? Domnule, executați-mă, Coldea o să spună, domnule, executați-mă, anchetați-mă, oamenii ăștia nu stau pe dosare, nu stau pe informații. Ce dosare să stea, domnule? Păi dacă începe DNA-ul de mâine o arestare de aia în forță, cum n-ați văzut nici dumneavoastră, nici tu, Mirel Cunea, da? Eu nu știu cu cine ar mai putea să o facă. Cu cine? Eu nu știu cine ar mai putea să-i urmeze. O arestare în forță. Astăzi, Chioveși a spus cu subiect și predicat, da? Care informații că s-au plătit bani pentru campanii împotriva DNA. Domnul, și dacă dai în DNA și în Chioveși, dai împotriva justiției cu J mare. Domnule, femeia asta a ajuns să spună niște demențe. De exemplu, în privința facturii avionului cu care... Haideți să prezentăm factura, da? Prezentați factura, să vorbim. Colegiu, haideți să discutăm despre factura, da? Orice deja, domnule. Da, să discutăm despre factura. Da, avem în față factura. Hai să explicăm oamenilor care se uită la noi, mai pe românește. Să sperăm că dintre cei care se uită la noi, au făcut la viața lor o factură. Această factură a fost prezentată de Ghiță, este factura prin care Ghiță susține că, pe că 27 s-a iulie deplasarea la Cluj pentru a face întâlnirea cu Mateus și să aranjeze plagiatul. Corect. Ei, sus, o să vedeți J29141/2009 este numărul de înregistrare al companiei ANS World Travel de la Registrul Comerțului. Există un număr de înregistrare al companiei și există un cui, da? Un cif, RO25011153. Doamna Chioveși spune că, de fapt, RC-ul ăsta este comanda pentru avion. E data comenzii. Păi nu e doamna comenzii. Nu e data comenzii, mai doamna Chioveși. Mai da? Mult decât atât, este, domnul Mănăstire. Este exact certificatul, este buletinul firmei. Mai asta înseamnă... Doamna RCU, de la Registrul Comerțului a susținut astăzi că, ia uitați, din 2009 deja aranjaseră niște probe care să demonstreze că au făcut un anume lucru în Mirel 2012. Curea, domnul Cristoiu, cum să fii șeful DNA și să nu știi că J29 141/2009 este certificatul de înregistrare al firmei? Nu este nicio comandă, doamna Chioveși. Este buletinul. Știa. Firmei. Domnul, de cum știa? Nu înțelegeți domnul că Cristoiu, tupeu nu poți este... face o manipulare de asta păi da, de 3 lei. Păi da. Păi nu poți face pentru asta. Că era obișnuită cu perioada în care nimeni din presă nu descopere asta. Domnul Cristoiu, păi cum, domnule, orice tântădău știe că J.U. este certificatul firmei, nu este comanda păi, pe cursă. Păi dacă eram acum 4 ani, trimitea un mail în redacție la evenimentul zilei cu cuveaua MOV, ca și da, trimitea. E, da. Își amintesc colegii mei. Mirel Curea. Da, eu sunt. Cu cuveaua MOV, da. A trimis mail-uri da, în redacția evenimentului da, zilei? Da. Poți depune mărturie da. Pentru chestia păi asta? Păi a depus deja mărturie Mircea Marian.
Am înțeles nici eu, ori era... Și ce informații și... trimitea Cucuveaua Mob la evenimentul zilei? Veneau pe calea legală, să-i zic, că nici, ce legal, nici nu era legală, veneau rechizitorile cu numele anonimizate, șterse. Da. După care ea, unor ziariști, ziariștilor Binomului, le dădea pe Cucuveaua Mob numele în clar, variantele de rechizitorii complete. Cum să vă spun asta, în redacții este un secret al lui Polișinel. Deja erau geloși unii pe alții și cum e ăla care nu primeai, spunea lui care primea, ce mă, iar ți-a dat Cucuveaua Mob? A, și mie nu mi-a dat. Dom'le, vorbim nu aici, mai iubește Cucuveaua Mob. De, în redacție se vorbea cum se vorbește despre mersul la toaletă sau la bufet. Pentru că, iertați-mă, vă spun o chestiune. Darea în exclusivitate, și nu pentru toată presa, pentru anumite persoane era o formă cumplită de mituire a presei. Sigur că da. Pentru că și ea servea pe știe, lucrează într-o redacție, da? Eu sunt și sunt o fătucă, da? Și dacă sunt abonată la doamna Chioveși, eu în fața redacției vă bat la scor, că am exclusivitate. Sigur că da. Ajung pe asta s-a bazat toată salariul. Nici măcar pe mituirea cu bani. Asta este mită? Da, la da. În toate redacțiile din România există, sau nu, cred că mai există, un om al DNA. Care primea... unul, că la noi erau păi nu, și care, domnul Mănăstire, venea, știu, și venea și spunea redactorului șef, domnule, eu am o exclusivitate. Păi și redactorul ce să facă? Publica, nu? Păi da, dar el era erou, dar asta era mită, că nu se dădea la toată presa. Dar, revin, doamna Chioveși, deși mai jos pe această factură arată 27 iulie 2012, ea nu a făcut din greșeală. Teza ei, dintr-unul din interviurile azi de apărare, că a dat trei interviuri într-o zi. Da, trei interviuri într-o zi, toate la instituții de presă de casă. Asta spune foarte multe, domnul Mărăte. Ziare.com, Agerpres, Digi, Răzvin, doamna Digi, Elena Udrea, pe 30 ianuarie 2015, s-a dus și a dat la cel mai mare organ de presă, dușman al ei. Păi știți ce a spus doamna Chioveși și astăzi? Ce a zis? Că dumneavoastră, domnule Cristoiu, da, suntem plătiți. Mirel Curea, suntem și plătiți subsemnatul, dacă facem ceea ce facem în seara asta, facem o dezbatere pe tema asta. Așa? Suntem de fapt plătiți de penal. Nu mă întorc. Deci, să mă pe ce s-a bazat ea? Ea a făcut din adins, pentru că contextul în care spune ea este asta. Nu credeți, asta era indicație dată presei Binomului, că mai încă. Nu credeți, oriceva o să apară dat de ghiță, inclusiv când cântă ea la este film. O manipulare. Este o... Domnul Cristoiu, dacă apare imaginea în care Chioveși cântă la Chilian Port, da, o să cum apar. Poți? Cum poți să mai spui că e manipulare? Ascultați-mă o secundă. Eu vreau să spun ce ea și Coldeș au pierdut uzurațiile. Ei nu știu pe ce lume trăiesc. Dar cel puțin, trăiesc într-o lume pe care au creat-o, domnule Cristoiu. Păi nu, ei trăiesc exact în lumea pe care au creat-o. După ce timp de 12 ani au fost niște locțiitori lui Iisus Hristos pe pământ, nu au fost siguri de impunitate. Domnule, puteau să-și permită să facă orice, dispuneau, aveau drept de viață și de moarte asupra oricui din România. Metaforic, să spunem. Moartea... Quasi-metaforic, pe unii care bunii chiar au murit. Sau le-au murit părinții de suferință, sau au murit ei în penitenciare, în mod dubios, așa cum au murit un ofițer SRI. Bun. Arestat de DNA. Și atenție, ea a făcut acest fals. Cum atenție. Merge? Nu, ca exemplu. Domnule, ăștia erau beria, ea se baza, cum spune el. Se baza pe presa anterioară, că n-are nimeni curaj. Ea nu se mai uită ce se întâmplă acum. Domnul Cristoiu, nici nu știu dacă v-am povestit. Știți că ea dădea mail-uri de pe Cucuveaua Mob și când să nu fie apărată? Atunci când a izbucnit în prima fază scandalul cu plagiatul asta ei... Asta este o dezvăluire. Da, este o dezvăluire. Redacția evenimentului zilei din acea vreme, domne, redacția evenimentului, unitatea. Deontologii, unitatea. Domne, imediat forfoteau să o apere. Și ea a dat un mail de pe Cucuveaua, nu mă apărați, că mai rău îmi faceți. Că... Interesant, că am rezolvat cazul. Păi sau acum, ce? Acum și când te apără un prost, mai rău te înfundă, asta e clar. Atunci ea a zis, nu, mai bine nu scrieți, să nu scrieți niciunul despre ei. Și aia s-au conformat și n-au scris. Bun. Repet, dați-mi voie să fac precizarea asta, domne, când spun asta, redacția evenimentului zilei, nu mă refer, domne, la toată redacția asta unde am găsit niște oameni de nota 10, mulți dintre ei. Erau efectivele SRI, DNA, 7-8 oameni. Care la un moment dat au plecat în altă parte. Au plecat că nu se poate. Au plecat în altă parte. Nu se poate.
Au văzut că nu mai ține și au plecat. Bun. De deci, ce în momentul procurorul ăsta, domnule Pistoiu, domnule, vă imaginați cum a arestat? Domnul Pistoiu, cum a arestat? Doamna Chioveși, cum se confunzi, doamna Chioveși nu se lasă ușor. Astăzi a făcut, așa cum a spus, 3 interviuri într-o zi. Da. 3 interviuri. Și o să mai dea mâine încă un la și nu se va lăsa foarte ușor. În ce sens? Cum va evolua povestea, da? Coldea a fost retras, este pensionat. Mă interesează, în opinia dumneavoastră, cum va reacționa Coldea și cum va reacționa Chioveși. Și ce va face Iohannis? Avem 3 oameni care sunt legați oarecum unii de alții. Chioveși, Iohannis și Coldea sunt în aceeași barcă. De bună seamă, nimeni nu are dubii în sensul ăsta. Coldea a fost retras în laterală, a rămas Chioveși și cu Iohannis. Iohannis astăzi a spus, e foarte bine că se discută despre serviciile de informații și implicarea lor, adică avem dreptul să vorbim, ne-a dat voie președinte Iohannis să discutăm, să facem dezbatere. Eu chiar așteptam chestia asta să-mi dea voie. Ce face doamna Chioveși mai departe, în opinia dumneavoastră? După interviurile care le-a dat azi, arată că continuă cu... Că așteaptă la Chilian Port? Nu, astea că continuă să fie responsabile. Aveți dreptate, o să facă niște prostii în zilele astea, de o să ne vină rău. Spesibire de Coldea, care nu, el nu va face nicio dezvăluire, pariez. E ofițer de informații. Păi și dacă îi deschid dosar penal? Nu contează, a explicat el. Merge la pușcărie Coldea? Nu va face nicio dezvăluire, că în momentul în care face... V-am explicat, n-ați fost atent. Pe 1 februarie n-a putut să spună nimănui că s-a dus să discute cu Ghiță. Domnul Cristian, am o obsesie și o să o repet. Începând de astăzi, până săptămâna care vine, cât mai fac emisiunea aici, că poate... Cine știe ce se întâmplă. Dar obsesia mea este următoarea. Vreau ca instituțiile statului, cineva, să ancheteze toate lucrurile astea, da? Și legate de domnul Coldea și de doamna Chioveși și da, să le verifice. CSM-ul, inspecția judiciară, procuror și așa mai departe. Vom putea ajunge în momentul ăsta? Asta este întrebarea mea. Sau se mușamalizează, noi ne batem gura și se închide povestea. Depinde și de noi, domnul Mănăstire. De noi trei, domne. Deși de noi trei depinde. Da, domnule. Lucrurile astea, că treaba noastră a presei, asta este. Lucrurile trebuie să le aducem în forma cât mai de înțeles. Populației, domne, cetățenilor, domne. La rândul lor, cetățenii, nu? Îi spunea un fost coleg de-al nostru, domnului Cristoiu, că în orașul din provincie de unde este el, străzile sunt pustii la ora la care face Ghiță dezvăluire, ca pe vremuri când era Dallas-ul, se goleau străzile București, străzile țării. Da. La fel și acum. Domne, deci trebuie să se creeze și să se mențină o anumită masă critică. Acum, această masă critică nu trebuie, domnule, creată așa cum elucubrează doamna Codruța Chioveși, ca să scape nu știu cine de nu știu ce, ci pentru ca România să scape de un Gestapo. În România, instituțiile statului, raporturile dintre ele să se reechilibreze, să nu mai fie, cum să vă spun, pârghile acestor instituții, să nu mai fie în mâna a doi cetățeni, a unei doamne și a unui domn, care au făcut ce i-a tăiat capul timp de 10 ani. Deja discutăm că, mă aștept să mă întrebați, doamne, aveți probe? Da, domnule, am probe. Sute de oameni de care pușcăriile gem. Dumneavoastră știți ce se întâmplă din momentul din care lumea a simțit că Chioveși ăsta se duce la culcare? Redacțiile au început să fie inundate cu solicitări, să luăm legătura cu niște oameni, să ne spună cu acte, cu documente, cu dosare, cu probe, ce au pățit. Eu sunt absolut convins că presa, care va avea chef să se ocupe de așa ceva, va fi scurt, deci asta a inundată. Fost, cum spunea domnul Cristoiu, a fost un moment, un declic. Absolut. Da? Plecarea absolut. Lui Coldea, ieșirea e din funcție, a încurajat absolut. Mai mulți oameni domnul să vorbească. Domnul Mănăstire, încă o dată fac precizare, nu este plecare, e prăbușire. Nu ați înțeles cum. Stați să ne lămurim. Una este să... Domnul Cristoiu, prăbușire, definiți-o. Hai că facem analiză. Păi dacă omul pleacă la pensie cu 6.000 de euro pe lună, ai nicio prăbușire, domnul Cristoiu. Acum ați judecat din perspectivă strict financiară. Eu spun că felul care a plecat... Prăbușire că ce? Domnul, un om care a fost 12 ani, practic, șeful serviciului, să plece tu așa, e prăbușire, chiar nu comandantul României, domnule. E prăbușire, deci după părerea mea, adevărata semnificație nu e că el a fost trecut în rezervă. Unu, că Iohannis n-a zis nimic. După 12 ani, eu nebuneam, iertați-mă, domnule, chiar dacă aș fi fost. Puteai spune, bă, le mulțumim lui ăla, dar doi, încă o dată, conducerea serviciului nu l-a apărat un minut, nu i-a apărat onoarea. Nu știu dacă, eu cred că are onoare minimă.
Iar din coace la Codruța Chiobici avem un fenomen. Ea nu mai percepe realitatea. Este ca Ceaușescu, nu știți. Domnul îi spuneau toți în noiembrie 89, toți, în frunte cu Nicu. Puneți pariu cu mine că de săptămâna care vine DNA și doamna Chiobici o să apese pe pedală și că o să urmeze niște dosare extrem de explozive? E chestie fatală. Nu, asta e ultimul glonț care și-l trage în scăpârbie. Și întreb pe cine? Eu spun așa, pe cine ea? Nu contează. Păi nu, păi stai puțin, că trebuie să iau politicieni. Acum o oră și jumătate am vorbit la telefon. Da. Nu uitați că mi-a spus următorul lucru, că aveați o geantă roșie la dumneavoastră. Mai țineți minte? Când avem... A, nu, am aia, valiza aia roșie. Ați avut o valiză roșie. Am o valiză roșie de la bibliotecă. Și v-am spus la telefon că este în siguranță să o lăsați la mine în mașină. Da. Ei, valiza aia... Poate să fie bani sau ce? Poate să fie... Hai, domnul. Știți că am ajuns și eu la paranoia? Mi-a trimis la un moment dat un fost ministru, cred că al justiției, Cazanciuc, a scos el 3 cărți, nu știu, Constituție, nu, poate interes. Și le-a adus într-o plic. Și mi l-a dat ăla în hol la bibliotecă. Și i-am zis ăluia, care e pe acolo, bodyguard, uitați, aici sunt cărți. Am arătat și la cameră. Ca să se filmeze. Să se filmeze, să nu dubii, sunt, da? Dolari, înțelegeți? Deci geanta domnului Cristoiu Roșie conține doar cărți. Poate să nu, știu, bani, eu, cărți, știu nu. Eu ce conține. Stați un pic, stați, vă mai spun un lucru. Vă dau eu, îi dai o altă idee. Eu plec la... Domnul Cristoiu, două și las cărțile acolo. Nu întâmplător am discutat despre valiză, pentru că am avut pe ecran factura. Dacă da, doamna Chiobici a confundat... Da, e stare de orice. N-a confundat-o din adins, e în stare. Așa sunt toate dosarele. Da, este în stare. Deci J29-141/2009 este certificatul de înregistrare a firmei. Că... Nu este comanda din 2009 pentru zbor. Atenție, deci nu e comandă. Da, domnule, este un J de firmă. Sunt da? Niște oameni bolnavi, în furie infracțională, care trebuie opriți. Domnule, da. După 12, cât ia șefă din 2006 să faci, dar nu... N-a făcut o greșeală în sensul că era la un simpozion. S-a apărat, spunând, că ticălosul de ghiță. Da. Domnul Cristoiu, da. De ce nu te aperi cu o informație cât de cât plauzibilă sau cu o informație reală? Pentru că se baza nu că poți să nu fii de... șeful DNA să nu știi că J29-141/2009 este certificatul poți de înregistrare al întrebare, firmei. Nu întrebare, este comandă. O întrebare. Acum de avion. Acum 2 ani cine scria despre asta? Nimeni. Ea nu știe că între timp s-a schimbat, n-ați înțeles? Ea cum crede... Știe? Ce s-a schimbat? Trebuie să o iau iar cu Congres. Mișto, domnule, bă, iar, trebuie să o iau iar cu Ceaușescu. Vă spun eu ce s-a schimbat, domnule. A câștigat Trump alegerile în Statele Unite ale Americii. Aia s-a schimbat. Îi aia. Spunea și Iulian Vlad lui Ceaușescu, băi, jale, plecați. Nu dădea hârtit. Da, și Ceaușescu... Domnul Mănăstrie, vreau știți că am fost... Am publicat memoriile lui Chemenici, directorul unității la Târgu. Știți că Ceaușescu în 24 spre 25 trebuia să-l țină că voia să plece, că el, ăia spuneau, jos Ceaușescu, se auzea în depărtare și el credea că se spune trească Ceaușescu. Da, și el vrea să vorbească cu muncitorii. Da, da, el era convins. Da. Așa și din coace. Ea e convinsă că strigă, mă rog. Revenim la președintele Iohannis. Până la urmă, pârghile de putere sunt la el. Nu, adică detensionează situația din România sau o lasă în logica asta. Pentru că președintele poate, domnule Cristoiu, așa cum l-a chemat pe Col de la o discuție, că am discutat. Totul a început cu o întâlnire între președintele Iohannis și domnul Coldea. Ei, la întâlnirea aia, putem presupune că președintele Iohannis i-a spus generalului Coldea, măi Florian... Este vremea ca să faci un pas în lateral. Stai, nu confundați. El nu poate să-și permite să o cheme pe Codruța Chiobici. De ce nu poate să o cheme? Independența justiției. Păi, dar cine a numit-o pe doamna Chiobici? Păi, nu contează. Deci, din punctul acesta de vedere, e datoria Parlamentului, a clasei politice și a noastră... A Consiliului Superior al Magistraturii? Domnul Cristoiu, Mirel Curea, nu... Așa, discutând, nu o să ne săturăm odată să discutăm niște lucruri cât se poate de evident. Doamna Chiobici a fost numită politic. Corect. Da? Da. Șefii de procuratură din România, dragii mei, cei care se uită la noi acum, sunt numiți politic. Doamna Chiobici a fost numită printr-un troc politic între Ponta și Băsescu. Așa de ce ne dăm fecioare, da? De ce ne ascundem după dege și nu recunoaștem lucrul ăsta? Cine a numit-o pe doamna Chiobici, da? Adică factorul politic, tot factorul politic poate să o schimbe, da?
Pentru că Ministerul Public este în subordinea Ministrului Justiției, care Ministrul Justiției face parte dintr-un guvern politic, da? Lucrurile simple. Lucrurile astea se trasează și se tranșează în logica asta. Da? Iertați-mă, apropo pentru de... Pentru că noi avem aici o dispută și o discuție în ultimii ani că nimeni nu poate să pună sub semnul întrebării numirea sau funcția unui procuror șef. Domnul Mânescu. Pe Augustin Lazăr Cina. Procedura în momentul de față ar fi următoarea. Inspecția judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dumnezeu, să ancheteze acuzațiile aduse împotriva Codusei Chioveși, activitatea și multe alte chestii care sunt de ancheta la ea, nu le mai trec în revistă că sunt ziarele pline. Și sigur că da, această inspecție poate înainta niște concluzii Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Magistraturii o poate revoca din funcție. Sincer să fiu, nu știu dacă Procurorul General, ministrul Ministerului Public, are această competență. Știți, domnul Cristoiu, are, n-are, nu știu, habar n-am. Nu știu. În cadrul ei este... În toate știți când aceste interviuri l-am jurat pe ministrul Justiției? Nu. A spus că nu cedează, da. Că nu-și dă demisia, ceea ce o să urmeze începând de mine... Nu, că nu-și dă demisia, nu, a spus... Nu am de ce să-mi dau demisia, a spus explicit. A discutat despre întâlnirea cu ministrul Justiției și vorbea cum ar vorbi Monica Macovei despre șoferul ei. Ascultați-mă, deci, încă o dată, persoana trăiește într-o altă lume. Știți foarte bine că Florin Iordache, ministrul Justiției, a umblat și el pe la DNA. Are niște dosare pe acolo. E mai complicat. Nu e complicat, e cât se poate de evident, că vă dau o informație. Dar nu de aia Florin Iordache nu... a fost cercetat în dosarul lui Vlasov, alături de Alina Gorghiu, pentru niște combinații făcute cu Registrul Comerțului, și domnul Florin Iordache a intrat pe ușa DNA ca martor. Și a ieșit ca martor, pentru că sunt unii care intră ca martor de și ies ca inculpați. Dacă se dă filmul, da? Ea cântând cu la Chilian Port. Păi dacă se dă filmul, probabil că o să spună că este trucat și că în ziua respectivă nu avea voce. Nu știe cât de costă. Că nu știe nu, cât de sau costă. Că era la un eveniment organizat. La eveniment. Era obligatoriu să cânte la Chilian Port. Păi interesant. Păi vreți bun, haide să facem atunci un exemplu, discuție pe text. Nu, stați să vă dau un exemplu. Dată precisă. A fost la ziua de naștere a lui Oprea. Chiar când era el vicepremier. Nu e obligatoriu să mă duc la... Nu e eveniment oficial. Ăla nu era eveniment oficial. A fost la vila nu știu care, că văd că se au serioare vreo 20. A fost un eveniment oficial, nu a fost și ea de ce a fost acolo. Păi și e bine că a fost sau nu? Nu. Nu e bine, eu de exemplu nu mă duc la anunț, botezul și zile de naștere. Eu, Cristoi, da pe ea. Ați fi potrivit ca să fiți șef al... Domnul Mănăstire, știți că, că a adus domnul Cristoiu vorba. Știți că în 26 de ani de presă, fără să mă învețe nimeni chestia asta, eu am refuzat sistematic orice delegație oficială și nu am fost niciodată în 26 de ani în vreo excursie de asta să însoțesc un demnitar, nici o singură dată măcar. Pe bun, doamna Chioveși spune că nu a mers la evenimente private, ci doar la evenimente instituționale. Dom'le, atunci, păi dacă acum, te chema SRI, nu puteai acum, să dacă, nu te duci. Acum, dacă evenimentele astea instituționale însemna să le cânte Nicu Gigantu și alți lăutari la ureche la Chilian Port, e în regulă, a fost la evenimente oficiale și trebuie să ne mutăm întrebare. Ce fel de evenimente oficiale organizează ăștia? Bun, pe mine că mâine, pe mine o să organizeze atunci și, și cu barbut. Dacă doamna Chioveși a făcut ilegalități, dacă a cântat la Chilian Port, spune... Despre ilegalități putem să discutăm și despre ele. De exemplu, da, ne cam repetăm, tot dezvăluirile făcute de Sebastian Ghiță a aranjat într-un mod fraudulos metode infracționale în fundarea lui Sorin Ovidiu Vântu și acolo e cu probe, domnul Mănăstire. Am mai povestit în emisiunea noastră. E probă clară. A fost o complicitate în vederea înfundării unui om. Eu, bun, Sebastian Ghiță a plecat. Pe de altă parte, mulți denunțători penali au fost luați în seamă. Acum Ghiță lumea spune, domnule, nu putem lua în considerare ce spune un penal. Penal, nepenal, omul a plecat. Pe care penal îi ascultăm? Numai pe aia statici? Pe ăștia în dinamică? Penalii care ne convin. Și care sunt statici. Adică un penal care e în penitenciar și are de executat o pedeapsă și e... E distrus, așa, da? E da. E bun și de, e ușor de șantajatorul aia. Atât ai spui, îți dau un vorbitor în prus pe lună și denunță și pe Clinton.
Ăla e un penal al cărui denunț trebuie luat în calcul, da? Alu Ghiță, care e un penal într-o dinamică, nu e un denunț de... Da, domnule, am văzut, Alina Mungiu a recomandat să fie închisă televiziunea România TV. Deontologii ne recomandă, așa cum ne recomanda și Traian Băsescu, să nu ne mai uităm la Antena 3 în 2012. Ne recomandă să nu-l credem pe Ghiță. Păi nu vedeți că acum lupta nu se mai duce la cutare minte. Nu-l ascultați pe cutare. Sigur, mie ca gazetar îmi convine. Lucrurile sunt mai complicate. Sebastian Ghiță nu este chiar un personaj oarecare. Eu e am clar spus că nu lucrul este. Ăsta, să încasez sute de milioane de euro de la instituțiile statului nu este un lucru de aici, de acolo. Sebastian Ghiță a fost creat și, cum spunea și domnul Cristoiu... Păi și asta, bine, asta înseamnă că nu trebuie ascultat. Dar aveți un exemplu de mușamalizare. Mușamalizarea de către parchet condus de domnul ăla, Augustin Lazăr. Eu, când l-am văzut cu pălărie, mi-am zis că eu nu cred în tip care arată așa cu pălărie. Dar de ce? Stătea bine cu pălărie. Nu. Ascultați. Arăta ca un tip cu pălărie. Așa. E cum aș arăta cu bască. Nu cu șapcă de cum. Deci, dezvăluirea dată, care e cea mai importantă, de Ghiță aseară, este această factură. Încă o dată, sunt doctor în măsluirea acelui afaceri cu cine. Sunt, știu pe de rost. La un moment dat, Ghiță și recunoscut într-o emisiune că dacă vrea să întrebe cineva despre cronologie, o să vedea. Pe 27 iulie, da, el s-a dus la Cluj cu această mașină, cu acest avion, pentru că ceilalți doi erau din București și semnaseră deja și raportul ăla fals. Era nevoie de Mateus. S-a dus dimineața și a venit în vreo oră și două ore și ceva, pentru că la prânz comisia aia tehnică, potrivit documentelor, a intrat în ședința. Da? Din punct și aveau nevoie de semnătura lui Mateus. Acum de la spuneți-mi și mie ce fel de procuror i-a închetat și a albit-o pe Codruța Chioveși. Domnul, au închis dosar, domnul. Păi nu, stai, gata, e închis. Păi stați ca... Ei, domnule, case closed, cum păi spunea șoarii de la gazeta. Prima întrebare, unde e Costoiu? E, Costoiu e agățat și el sărac. Nu, mai, nu. Niște hățișuri penale. Eu când vă întreb ca un deontolog, să mă răspundeți că e agățat. Eu spun, unde este în cadrul anchetei Costoiu, a zis sau n-a zis, unde sunt ceilalți doi? Dumneavoastră nu știți că aia doi n-au fost întrebați niciodată? Nu-i păi ăia doi care semna, da. Unde este raportul? Deci raportul Comisiei Tehnice este în arhivele Ministerului Educației. Vă spuneți ministrul. E acolo. Știți ce se întâmplă în momentele astea? Momentele astea ce se întâmplă în România este o forță, este o forță extraordinară a sistemului de putere. Corect. Din România, care se bate cu opinia publică, cu noi care ne batem cu aici. Și de ce fapt este și un experiment pentru democrație. Cine va câștiga? Sistemul sau opinia publică? Eu sunt mai sceptic de felul meu și că spun va câștiga sistemul. Da, că sistemul va câștiga. Eu sunt curios, apropo, cum spuneți dumneavoastră, ca istoric al clipei, cum vor face să mușamalizeze rahatul ăsta imens. Eu am o curiozitate aproape bolnăvicioasă. Cum vor face să mușamalizeze această nenorocire care se întâmplă sub ochii noi, de zi cu zi? Scăpând de Chioveși. Dacă scapă și de ea, a doua zi discutăm despre vreme. Nu, îmi pare rău să vă contrazic. Nu, mai. Cum se mușamalizează rahatul? Nu discutăm despre vreme. Domnilor, rămân mii de victime în urmă. Bine, eu spun de televiziuni, eu spun de presă. Păi, victimele astea vor veni peste noi, peste presă, peste televiziuni. Am un dosar în lucru, acum este halucinant. Este halucinant. Denunțătorii, aflați în penitenciare, cu pedepse pentru infracțiuni deosebit de grave, tâlhărie, tentativă de crimă, au dat niște denunțuri, dumneavoastră, și tâmpiți, și cu analfabeți, l-au crezut pe procuror că îi va scăpa cu asemenea fapte și au dat niște denunțuri împotriva cuiva. Dumneavoastră, bineînțeles că ăștia când au văzut că procurorul i-a mințit, i-a păcălit, le-a luat denunțurile și la revedere, ei și au tot 7, 8, 10, 12 ani pentru faptele grave comise, bineînțeles că, așa cum se vorbește în limbaj de pușcării, s-au sucit. S-au sucit. Da. Și au început să dau vrut să dea când au fost chemați la proces. Da. Nu că nu e adevărat. Și uite așa, iese putregaiul la suprafață. Asta nu e un caz izolat. Repet, sunt foarte curios cum se va mușamaliza acest rahat mare. Care stând turcesc, zeci de mii de oameni. Da, care a ieșit la suprafață în România. Revenind după o scurtă pauză comercială, cu
Cântecul Eutăresc, nu Maneaua, cum spunea Mirel Curea, cântecul păi care nu, Maneaua va face, este adaptarea. Va face istorie în România acest cântec. O să vedeți de mâine nu, de ce. Nu vă pricep. Revenim imediat. Da, procurorul care cântă la Chilian Port. Ce frumos va fi când o să vedem lucrurile astea. Domnule Cristoiu, Mirel Curea, domnule Cristoiu, ați citit pe Deutsche Welle, da, interpretăm și discutăm despre scoaterea generalului Coldea de la conducerea SRI, scoatere, prăbușire, cum ați spus da, dumneavoastră. Deși mulți și dumneavoastră cred că voi că susțineți asta, că comisia trebuia să arate dacă ar fi dezvăluit niște nereguli, domnul general intra în proceduri judiciare. Păi și va intra sau nu? Asta este întrebarea. Iar, nu asta știți ce înseamnă să te prăbușești? Nu știți. Pe Maria Antonescu, pe 24, era 23, da? Domnul, i-au tăiat lumina. Domnul, înțelege, era... Nu asta știți ce înseamnă România. Atenție, el știe. Am scris o jumătate de carte despre prăbușiri. Prăbușirea lui Cuza, prăbușirea lui Nicu... Duble. Dar oamenii ăștia, doamna Chioveși și domnul Coldea, care urmează nu știu, să se prăbușească... Da? Nu știu ce înseamnă prăbușirea? De unde s-au încărcat cu atâta imagine negativă și Coldea și Chioveși? De unde atâta cum dintr-un, se spune, atâta din ceea ce a făcut azi, negativă asupra lor? Din ceea ce a făcut azi și face într-una Chioveși. Am dat un exemplu. Sfidarea opinii publice. Dar nu numai atâta. Domnul, încă o dată, atenție, pentru toți politicieni. Deci, o regulă fundamentală pe care este orice politician american este opinia publică. Sunt spectatorii care se uită la tine pe scenă. În momentul în care zici că Chiovi și că ăla ai plătit cu tare, democrația are o chestie de sadism. Nea Gigel de la sculărie vrea să vadă pe șef zicând da, mă, am greșit. Dacă nu îi spui asta, îl enervezi. Asta este comedia. Da, și mai este, mai este... Da, am cântat la Chilian Port. Da, doamne, am cântat, îmi place. Eu așa spuneam de pe acum. Am fost cu Ghiță, da, am petrecut la vinile. Și care e problema? Da, da. Și care este problema? E o chestie omenească, exact. Dacă exact, spui că n-ai foșe, că n-ai așa, că e... Lumea spune, băi, care... Să știți că, domnule, mai este un factor aici, la care eu am fost martor. Tot în redacția la evenimentul zilei, unde, după cum spuneam, am găsit foarte mulți oameni și de bună credință. Dom'le, i-am văzut consternați pe zi ce trecea când primeam niște documente care probau falsurile din dosarele DNA. Și la un moment dat, pe oamenii ăștia de bună credință, am zis, ce e clar, ăștia sunt niște nenorociți. Dom'le, asta s-a întâmplat la nivelul unei țări. Spuneți voastră de ce li s-a întâmplat chestia asta. Dar este halucinat. Dom'le, dacă s-ar fi apucat Ghiță să facă dezvăluirile astea cu vreo 10 ani, iar fi zis toți, hai bă, dește-mi pușcă, mă pleacă de aici. Nu, domnule, dezvăluirile astea ale lui nu au venit decât să le confirme oamenilor. Domnule, despre român se spune că e prost. Cea mai mare greșeală să spui lucrul ăsta, domnule. Poate are carte mai puțină, poate e mai superficial. Domnule, dar românul are niște instincte beton armat. Domnule, la nivel de... Sigur, când este pe instincte, durează un pic ceva mai mult să te prinzi. Domnule, s-au prins că cu ăștia doi, cu Coldea și cu Chioveși, lucrurile stau foarte, foarte grav. Atunci toate dezvăluirile lui Ghiță au venit când deja era acumulată o masă critică, domnule. Oamenii ăștia erau în limbaj popular puțeau de multă vreme. Asta se întâmplă. Deci acum asistăm, cum spune domnul Cristoiu. Bun, dar Ghiță i-a detonat că ce? Că i-au făcut dosare penale, i-a detonat ca să scape? Aici... Sau există o operațiune specială în spatele lui Ghiță? Aici avem două școli. Da. O școală de gândire, unul... Da. O școală care spune că s-ar fi certat de la bani, firma de fapt e a noastră, tu ai luat-o, unde-s banii, dă banii. O altă școală care spune că Ghiță din capul locului, de când a fost inventat acest mecanism de tip Gestapo, a fost infiltrat din capul locului. Pentru că era clar că un mecanism ca ăsta, cum spune domnul Cristoiu, e clar că la un moment dat îți trebuie un Beria dacă tu ești Stalin, dar trebuie să ai și mijloacele de a-l scoate de pe piață pe Beria, pentru că un Beria devine mai puternic decât Stalin, dacă e lăsat. Și s-a și văzut. Beria l-a asasinat pe Stalin. Istoria, iarăși, istoria ne vorbește. Revenind, și o altă variantă ar fi, și asta este foarte plauzibilă, sau poate chiar ar fi toate trei la un loc, este că în momentul în care trebuia, că așa trebuia, să fie scos președinte Klaus Iohannis, oamenii ăștia doi atunci s-au apucat, ce să facă?
să înlăture tot ceea ce îl putea împiedica pe Iohannis de vină președinte. Adică s-au pus pe arestat. Prefecți, președinți de consilii județene, politicieni, oameni de afaceri care l-ar fi sprijinit. Aduceți-vă aminte, s-a scos pe piață povestea Microsoft și la început am avut o listă cu 20 și nu știu cât de miniștri, domne, care l-au băgați în Microsoft. Și au rămas doi pârliți. Și au rămas doi pârliți. Cocoș, da, domne, dar pe Cocoș și Pinalti. Da, dar pe ei au paralizat domnul Mănăstirea aia 24, pe când s-a văzut Ecaterina Andronescu, săraca de ea. Că Funeriu. Funeriu. Care era... Dom'le, deci toate... Ăla a fost cu statul de drept. Domnule, dacă Daniel Funeriu și afacere... Păi deci el era ministru... Nu se înțelege că... Nu, da. Să duce la Ecaterina... Corută. Ei erau miniștri, da? Și au venit ăla, șeful de la administrativ și a zis... Avem de prelungit un contract cu Microsoft de acum 100 de 10 ani, da? Ăla a semnat, domnul, nu înțelegeți. Dar, domnule, i-a paralizat... În perioada Inchiziției, domnule Cristoiu, Mirel Curea, în perioada Inchiziției, erau așa zisele delațiuni publice pe care eu le aștept. Aș vrea în perioada următoare foarte mulți oameni să vină și să vorbească domnul public păi eu despre ceea ce au făcut uite, voi în sprijinul acestui regim și acestui sistem. Să spun. Eu deja, X, eu ce eram șeful instituției A. Am făcut la ordinul lui X și lui Y asta, da? Pentru că, prin catarsisul ăsta, noi ca societate să ne vindecăm. Nu, eu cred nu, că suntem nu, în punctul găsit, în care... Catarsisul. E tăiți, în cazul, nu, în cazul Watergate, dezvăluirile s-au făcut de către cei care au plecat pentru că făceau ei pușcărie. Adică da, când s-a ajuns aproape de Nixon, ăia i-au chemat pe jurnalist și a zis, bă, văd că vrea să mă vâre pe mine, să mă sacrifice. Să știți că acolo a fost. Din punctul ăsta, deci... Și atenție, eu vă atrag atenția. Dacă puneți acum din nou dezvăluirea de seară... De aceea este important, domnule Cristoiu, să se înceapă o investigație oficială asupra tuturor lucrurilor dezvăluite în ultima perioadă. Corect, da. Și ca oameni care au făcut parte din sistemul ăsta, de frica pușcăriei, să vină și să recunoască. Pentru că dacă se mușamalizează și lumea o să vadă peste 2-3 săptămâni, 2-3 luni, că se pune Batista pe țambal, sistemul ăsta... va fi preluat de alții și poate se vor întâmpla lucruri și mai grave. Pentru că lumea spune următoarea chestie. Am scăpat de Coldea. Dacă vine un puiuț de-a lui Coldea, care bine, va fi sigur. De 1000 de ori mai rău decât Coldea... Domnul, aveți dreptate, domnul da? Mănăstire. Asta este e problema. E îngrozitor. Pe mine știți ce mă îngrozește în toată povestea asta, domnule? Mie îmi povestea bietul tata, Dumnezeu să-l odihnească, ce s-a întâmplat în anii 50. Și eu nu-mi imaginam... Adică explicația mea erau, băi, niște oameni, procurori, judecători, nu pot decădea halul ăsta, bă, tată. Și el îmi zice, da, mă, dar au fost luați cu două clase, cu trei clase. Și s-au văzut mari, s-au văzut coronei, judecători, militari, generali, și au făcut orice. Dom'le, eu nu mi-aș fi imaginat că o asemenea mașinărie dementă își va găsi și atâția sprijinitori, domnule, în rândul colegilor noștri în presă, și atâția sprijinitori în rândul opiniei publice, și nu mi-am imaginat că își vor găsi atâția acoliți în rândul unor oameni care au făcut facultatea de drept în anii ăștia, care au făcut Institutul ăla Național de Magistratură, domnule, unde se intră greu. Adică, domnule, niște oameni care au liceu, bacalaureat, au făcut facultăți la zi, au făcut un institut de magistratură. Tu niște oameni ca dumneavoastră, ca domnul Cristoiu, ca mine, pot ajunge niște bestii, domnule, care fără să clipească, ba chiar amuzându-se, să ne aducem aminte de discuția dintre Derbedei aia doi, domne, de procurori de la Ploiești. Păi băi, ia-l pe Ghiță, că pe Ghiță ajungem la Dragnea, că tu o ai în spate pe Chioveși. Cum să discuți, domne, așa? Tocmai cum să discuți așa de postul de vieți? Casă al cărui nume nu-l dau, domnul Chioveși a spus că este cea mai bună echipă cea de la Ploiești. E mare. Domnule, sunt niște scelerați, deci, domnule. Vă spun care e marea problema ei. Deci, dacă ați observat, de când ia șeful la DNA, ăla aia de la DNA nu greșește deloc. Nu există, domnule, ești șefa DNA. La un moment dat spui, da, domnule, a greșit X sau a greșit X. Dar atenție, în dezvăluirea lui Ghiță de aseară, este un moment mult mai grav decât toate. El spune așa, când voi arăta eu cum s-au trucat înregistrarea în cazul Vântul la DNA. Păi, dumneavoastră, știți că știu pe de rost. Deci, proba fundamentală în acel rechizitor semnat, contrasemnat de Codruța Chioveși.
Atenție, stați că nu este semnat și de ea. Și asumat și de ea și de Marius Iacob. Proba fundamentală este înregistrarea din 2 aprilie 2011 din parcare. Din parcare, exact. Exact. Ce spune acum? Că au falsificat înregistrarea aceea? Că aia a fost falsificat. Că a fost falsificat. Și știți, da, și știți cum a fost? Nu, stați să ne lămurim. Dacă vântul în parcare n-a zis asta, și au, sigur că putea fi zis undeva într-un de la bere, da? Și a lipit. Eu cred că asta a fost. Nu cred că vântul la o discuție cu ăla spunea, băi, eu am omorât Rachet. Dacă... O să vedem. Păi nu ne-am luat de încă o dată, asta este foarte important. Astea sunt lucrurile concrete. Și doi, suntem aici trei, da? Dom'le, poate un apel. Avem un ministru al educației PSD ALDE, da? Avem un domn numit Liviu Dragnea. Dom'le, este foarte simplu, mișmașul... Care Liviu Dragnea? Asta nu. Plânge că o să facă pușcărie peste câteva luni. Fac încă, e speriat, vai domnule, de cap. Fac încă o dată apel. La ora în arhiva Ministerului, care în există toate documentele privind mișmașul din 2012. Toate. Există raportul falsificat, există stenograma, ședinții, există. Bun, am înțeles, înainte era un ministru tehnocrat, da? Dom'le, ce face ăsta de la PSD ALDE? Să dea documentele alea. Domnul ăsta de la PSD ALDE până una alta de frică. A pus-o pe Oana Hăineală, secretar. Nu la învățământ. Nu dați înțeles, dumneavoastră am discutat și aveți dreptate. Hai să mergem mai să săpăm. Păi e simplu. Să se ducă toate televiziunile la minister, să nu plece până nu dă ăla. A fost o stenogramă. Noi presa ședința aia din 2007 a fost stenografiată. Hai să vedem ce s-a zis acolo. Dar documentul, dumneavoastră nu știți că l-am întrebat și pe Ghițe, Fugaru, la o emisiune. Unde-i documentul ăla? Ăla falsificat, că i-a făcut. Unde e documentul? Păi iertă să fie în arhivă, că nu poate. Deci, este în, deci doctoratul doamnei Chioveși, și pentru care ia bani și ăsta, se bazează pe aceste documente. Dacă ele dispar, ea nu mai are doctoratul. Unde acum de? Ele sunt acolo și nimeni nu le caută. Hai să fim serios, pierdem timpul acum și îl bocim. O bocim pe la Kilian Port. Bun, mulțumesc pentru prezență, suntem pe finalul emisiunii. Da, bocim și ascultăm.